Telefonul este un Huawei Ascend Mate 7. Este cel mai mare telefon produs de către cei de la Huawei. Este un phablet cu un ecran de 6 inci. Un telefon lansat în luna octombrie anului 2014 și îi voi face astăzi un unboxing. Telefonul este disponibil și în România prin intermediul EuroGSM la un preț de 2000 de lei. Este vârful de gamă a celor de la Huawei și în cutiuță găsiți manualul de utilizare, cheița pentru accesul la SIM sau la slotul cardului de memorie. Este interesant că acest telefon vine în două variante, una cu o variantă dual SIM și o variantă single SIM. Varianta pe care o am eu acum este single SIM cu o cartelă de tip micro SIM și un slot pentru cardul de memorie. De asemenea, cum spuneam, în două variante, una de 3 GB de RAM și 32 GB spațiu de stocare internă și 16 GB stocare sau 2 GB de RAM, versiunea pe care o am eu aici. Haideți să vedem ce mai găsim în cutia telefonului. Huawei Ascend Mate 7, vârful de gamă celor de la Huawei. Încărcătorul de mari dimensiuni, deoarece, așa cum veți vedea, telefonul are o baterie generoasă, cred că este una dintre cele mai mari baterii disponibile pe un smartphone în România. Mai departe, în pachet găsim căștile, nu sunt de tip in-ear, văd că au și o telecomandă, pot fi folosite pe post de handsfree și, bineînțeles, cabluri pentru încărcare sau conectarea la calculator pentru un transfer de date și cam atât în cutia acestui phablet de mari dimensiuni, așa cum spuneam, 6 inci. Are un design mai mult decât ok, este un telefon frumos, așa cum vedeți. Spatele este complet din aluminiu. Ecranul are marginile foarte înguste, un ecran de 6 inci cu o rezoluție Full HD, 1080x1920 pixel, Corning Gorilla Glass 3 protecție și 368 pixel per inch, densitatea de pixeli. După cum observăm, aici găsim și un senzor pentru amprentă cu care putem bloca sau debloca telefonul.
subțire pentru dimensiunea ecranului de 6 inch, are numai 7,9 mm în grosime și greutate de 185 de grame. Așa cum era de așteptat, nu sunt probleme în exploatare. Haideți să vedem și sistemul de operare. Versiunea Android 4.4.2 KitKat. Este un telefon de calitate, așa cum spuneam. Bine construit și care se mișcă bine și nu ar trebui să aveți probleme în exploatare. Mai multe veți găsi într-un review pe androidro.ro zilele viitoare.